Ce să facem, cum să facem, să mergem numai înainte. M-am uitat aseară un pic pe la televizor, România TV, postul nostru favorit, un fel de OTV, dar mai cu mare audiență. Și seara la talk show-uri au invitați, care pe telefon, care în studio, care în platou. Eu acum am mai făcut și o televiziune la viața mea, cum ar zice în siriac. De obicei, când ești într-un studio de televiziune, ți se pune microfon la valieră, aici, la rever, la valieră. Ăștia de la România TV, la un moment dat, le-au pus microfoane de alea fixe, subțirele, fixe, în fața invitaților. Bă, parcă erau la CFR, anunțau trenul cursă de persoane, sosește la linia 1, când ne să rugăm să sosească în vagoane. Acum, nu mai au pentru invitați nici microfoane de astea, de cum la valiere, au de astea de mână, microfoane de mână. Și stă invitatul în studio, ține microfonul în mână, așteaptă întrebarea de la Ciutacu sau de la cine o fi modulator și la un moment dat vezi că ridică microfonul invitatul. Și parcă te aștept să cânte o melodie, știi? Ce părere aveți despre mizerile astea care le fac cei care ne guvernează acum? Și invitatul cu microfonul, te aștept să cânte o melodie, nu? Da, avion. Și-avea gura ca frăguța, părul negrișor. Asta e lumea televiziunii, bună dimineața și bine v-am găsit să aude avionul. Cred că vin dozele de vaccin, a 8-a tranșă, de la Pfizer, de pe Germania. Acum vin. Lăsați-mă o fiolă și aici. Dublu rafinat, mersi. Bă, la una alta bem o cafea, cafea. Ghiciți de unde am primit eu cafea asta pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. N-o să ghiciți. Am primit-o de la Busu. Dar e și bună. Busu, nu Busu de la Meteo, că ăla săracul de când are probleme cu inima nu mai bea cafele, nici nu mai dă cafele. Nici de la Costel Busuioc. Chiar ce mai fi făcând talentatul tenor Costel Busuioc? Lucra în construcții în Germania și cânta de mama focului. Îi dădeai o betonieră și un CD cu Traviata și îți ridica parterul și demisolul în două zile. Busu, Liviu Busuioc din Timișoara. Mulțumesc, Liviule, dragă. A dat o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Zice Liviu, noi timișorenii așteptăm în fiecare dimineață de la ora 10 videoul tău, aici pe canalul tău de YouTube. Omul dacă a dat subscribe, omul dacă s-a abonat. Acum, de ce să nu se bucure? Vorba sloganului, azi în Timișoara, mâine în toată țara. De ce nu? Schimbări climaterice extraordinare. Aceste schimbări au dus la apropierea liliecilor. Au dus la apropierea lor de așezămintele, așezările umane. Deci, încălzirea asta globală, topirea ghețarilor, a făcut ca liliacul să se apropie de așezările omenești. Un liliac poartă în medie 2,7 tulpini. Tulpin de COVID. Și uite așa a apărut de la Lilia Gbaci, de la Denevir, de la ioi, a apărut acest blestemat virus. Că se vede și în Europa, în Belgia, zăpadă. Belgienii săraci se uită la zăpadă, n-au mai văzut. Și au și zăpadă multă. După ce s-au dumirit cei cu zăpadă, au ieșit afară la bulgăreală. Belgienii imediat, oficialii din Belgia, au interzis, pe bază de pandemie, au interzis bătăile cu bulgări de zăpadă, dacă nu sunt făcute între membrii aceleași familii. Voi vă dați seama că belgienii nu prea au familii numeroase de 4-5 persoane. E cam soț, soție sau numai soț. N-o bate-te singur. Bate-te singur cu bulgări de zăpadă. Ce reglementări proaste. Avionul care trebuia să ne aducă vaccinul din Germania nu a putut să decoleze din cauza de zăpadă. Dar nu contează. Numai 55% dintre români intenționează să se vaccineze anul ăsta. Restul de 45% iară mai trebuie rapelul. Ieri au început școlile. Dar nu în toată țara, pentru că avem țara împărțită în scenarii. 1000 de profesori au lipsit. Vă dați seama? Ce școală e asta? La începutul școlii, când începea școala, nu lipsea nimeni. Nici elevii nu lipseau în prima zi de școală. Că nu ne pune în ochi, nu ne ascultă. Acum au lipsit 1000 de profesori. Bineînțeles, de teama vaccinului, de teama pandemiei, că erau nevaccinați și așa mai departe. Dar vestea bună și în Cluj-Napoca, astăzi se deschid restaurantele, păcănelele, prună, strugurel, Trei zile. Până în 12 o să fie deschis. De ce ne mai deschid? Deci facem un experiment să vedem. Păi tu comanzi felul 2 și pe când îți sosește felul 2, zice, ne pare rău, s-o închis iară.
Doriți la pachet? Bă, nu înțeleg, nu înțeleg. 2 săptămâni deschidem, 2 săptămâni închidem. 2 săptămâni deschidem școlile, 2 săptămâni le închidem. Deschidem 2 săptămâni păcănele, încă... Eu vă știam serioși. Ca Liviu de la Timișoara, Liviu Busuioc, ce-a donat o bună cafea pe buymeacoffee.com să ieși Nicu Bendea. Băi, guvernanților care sunteți voi, a ieșit Ludovic Orban. Eu nu știam ăsta, mai e în prim plan, că nu mai e premier acum, e pe la deputați ceva. Și a spus, oricum, el e cam păducă de la șefia PNL, iau pasa lui Mâța Moarte, să spun așa. Pensiile se măresc numai din ianuarie 2022, vouchere nu se mai dau anul ăsta și îngheață salariile bugetare. Bă, parcă avem guvern meteorologic. Îngheață salariile, spulberă pensiile și face praf saharian din vouchere. Guvern meteo. Soacra mea nici nu s-o enerva pe tema asta că nu îi se mărește pensia, nu. Ea urmărea meciul. Urmărit iar meciul Botoșan CFR 2-1. Astăzi mănânc din amintiri. Ce s-o enerva? Știi că trebuie să câștigi meciul ăla și ți-i facil. Dar tu zici că, bă, așa o fost să fie. Balonul e rotund, arbitru n-a fluierat cu noi și-o pierdut CFR-ul. Astăzi numai mucle, sunt încet pe aici. No, ce să facem? Dacă bătea, trecea la 2 puncte peste FCSB. Da, așa? Da, domnul Orban și-a mai zis că UDMR-ul rămâne cu prefect. Măcar una rece, una caldă, UDMR-ul rămâne să pună prefectul în Cluj-Napoca, spre disperarea domnului Boc. A tranșat problema Orban. Nu înțeleg de ce nu se pot pune de acord. În 1901, minutul de istorie cu Nicu Bendea, în 1901, Iuliu Maniu s-a duelat cu Amos Frâncu, avocatul moților fie iertat, pentru doctrină. Făceau parte din același, atenție, din același partid și nu se înțelegeau pe doctrină. Și atunci s-au duelat cu pistoale aici în Cluj-Napoca. Se spune, legenda spune că amândoi au fost răniți, dar după aia s-au și înțeles și-au și stabilit doctrina partidului. Măi, dacă nu vă înțelegeți, dragii mei liberali, domnul Ludovic Orban, domnul Boc, ia luați-vă la duel să vă arbitreze Kelemen Hunor. Găsim noi arme, găsim noi arme, o praște, o elastic, un elastic, ceva, găsim noi arme. Băi, ar fi de moral să vezi membrii, acelui, membrii marcanți ai aceluiași partid duelându-se pentru principii. De unde? Asta era în urmă cu 120 de ani. Guvern meteorologic. Da? Mersi, Liviule. buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea bună. Bună cafea. Cafea bună. Bună cafea. Și o știre simpatică. Am început cu Liviu de la din Timișoara care mi-a oferit cafea. Tot cu Banatul în chem. De data asta Banatul e și fruncea, e și coada. Ieri, pe la orele și ceva, pe o trecere de pieton din, practic, Timișoara, un pieton în vârstă de 74 de ani a fost lovit, dar nu grav, de către un șofer care avea 97 de ani. Se poate. 97 de ani și conducea. 97 de ani, mi se pare o știre de bun augur. 97 de ani, zice, am fost coleg de bancă cu Aurel Vlaicu, dar eu mi-am băut cerneala, el și-a luat avion, eu am rămas cu mașinuța asta din 37, dar merge bine. Dar ce să fac dacă chiorul ăla de 74 de ani, adolescentul ăla, se juca pe telefon? E, dar pe TikTok! Tinerețea mi s-a dus cu Onico. Da, în România... Oare când își luase ultima dată permisul, domnul? O și fugite la locul faptei, mă. La 97 de ani, unde s-o ascu? Săracu. Deci asta e o secvență, repet, bine că domnul de petrecere de pieton, din cât i-am citit în știre, nu e accidentat grav. Un pic julit. Că i-a dat colegul de trafic de 97 de ani, l-a dat de la julit. Dar e o știre de bine, așa pozitiv. Uite, să circulă în România. Nu numai fii de prințișori cu Ferrari-uri și Lamborghini-uri fac prostii în trafic. Uite-te că și domnul de 97 de ani a acroșat ușor un coleg la trafic de 74 de ani. Să trăim că trebuim. Zâmbetul unui Anelu Iliescu mă duce cu gândul la ziua de azi, care e ziua internațională a stomatologilor. Vă sărbătorim, dragi stomatologi, azi nu vă trecem pragul cabinetelor, că și pentru un detartraj, atâta circus facem, de Doamne și ferește. Pe mâine, de la aceeași oră, aici pe canal.
Canalul cel mai sigur, navigabil și discutabil, că după ce postez video, după ce îl vedeți voi, după ce dați share la prieteni, după ce vă sunați prietenii, bă, abonează-te la Bendea că e bolund și așa de fain, le zice, intrați în secțiunea comentarii și acolo ne dăm frâul liber umorului, sentimentelor și bunei dispoziții. Pe mâine de la aceeași oră.